Ce faceți, băi, sclavilor? Tot la nivelul solului, tot la nivelul solului. Eu am ajuns în iad. Un iad corect, corespunzător, pe smoleală. O să vă spun și care este avantajul de a fi aici. Adică avantajul pentru Versace, pentru regele fițelor. Avantajul este că, la fel ca pe pământ, dacă vreau distracție, am distracție. De exemplu, aici poate să cânte oricând Carlos Santana. Păi, ce ai făcut, mă, nene, mă? O să vă duc și puțin mai departe. Vreau să vedeți condițiile în care trăiesc. De exemplu, aici, prăduitorilor, este cazanul regelui. Un cazan corect, pe smoleală. Suntem la nivelul minus 17. Știți care e diferența dintre mine și voi? Diferența dintre mine și voi este că eu chiar și la nivelul minus 17 sunt la înălțime, în timp ce voi, și dacă vă urcați pe vârful omul, sunteți tot sub nivelul mării, prăduitorilor. Hai să vă spun și cum e atmosfera aici. E ca la 3:30 dimineața în Nuba, adică la fel de încinsă. O să vă întrebați acum unde este dracul care se ocupă de cazanul meu. A plecat și el în weekend la părinți. Cu alte cuvinte, e la mama dracu. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Avem aici o mega bunăciune. Este vecină de cazan cu mine. Problema e că și aici, ca și pe pământ, orice bunăciune are dragi pe ea. Nu știu cum dracu face Versace regele fițelor, că oriunde ajunge numai de bunăciundă. Numai că aici avem o mică problemă, că bunăciunea asta e cu cineva și ăsta care e cu ea e dracu gol. Vă rog să vă așezați, pentru că o să vă arăt bunăciunea supremă. După cum puteți observa, este și singură. E momentul ca regele fițelor să intre în acțiune, prăduitorilor. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Exact ca pe pământ, cum văd o bunăciune, cum mai au toți drăgii.